avem 500 de grame de spanac, 3 cepe, o căpățână de usturoi, vegeta, ulei de floarea soarelui și bulion de casă. Vegeta și bulionul l-am făcut și pe canal, puteți să revizionați rețeta. Îl și curățăm. Se pare că am multă puntică. Punem 3 linguri de ulei. Și lăsăm să se încingă puțin. Punem ceapa la călit. Dar avem grijă să nu se ardă. La foc mic. Când ceapa a devenit transparentă, adăugăm spanacul. După 2-3 minute încercăm să amestecăm. Adăugăm 2 lingurițe foarte mici din vegeta noastră de casă. Și sucul nostru de roșii, un bulion de casă.
Ambele rețete le avem pe canalul nostru de mâncare, bulion de casă și vegetale de casă. Lăsăm să fiarbă la foc mic până scade. Hidratăm usturoiul cu două linguri de apă. Și amestecăm să ajungă peste tot. Lăsăm vreo două clocote și e suficient. Stingem focul. Poftă bună!